Jurnalele RTT. Încă 40 de pompieri români au pornit să lupte cu pârjolul din Grecia. Având în vedere dinamica incendiilor de vegetație și de pădure care se manifestă în Republica Elenă, alți 40 de pompieri români, care fac parte din modulul 1, poziționat în zona Atica, vor fi dislocați în sprijinul colegilor lor din insula Rodos, teritoriu puternic afectat de arderile necontrolate. Cei 40 de salvatori români cu 3 mașini de stingere incendii de pădure, o auto specială de stingere de capacitate mare de 10 tone de apă, o mașină pentru transport personal, vor ajunge pe cale maritimă pe insula Rodos. Astfel, începând din 27 iulie, 92 de pompieri români, dintre care 5 sunt din Brașov, vor fi pregătiți să intervină în sprijinul colegilor eleni pentru gestionarea situațiilor care pot pune în pericol viața oamenilor și a animalelor și bunurile comunităților din insula Rodos. Misiunile desfășurate de pompierii din țara noastră se realizează sub directa coordonare a ofițerului de legătură elen. Românii vor munci la limitarea propagării incendiului spre zonele locuite, menținerea unei linii de protecție între frontul incendiului și zona neafectată, precum și pentru alimentarea cu apă a altor autospeciale care vor acționa în zonele afectate. 16.000 de ucraineni au beneficiat până în prezent de sprijinul comunității brașovene la Centrul pentru Refugiați Catia. Chiar dacă numărul de sosiri nu mai este la fel de mare ca în lunile precedente, sunt în continuare persoane care vin din zone de conflict sau care sunt extrem de vulnerabile și care aleg să se adăpostească în Brașov și în alte localități din țara noastră. Înregistrările pentru noul program guvernamental de sprijin pentru refugiații ucraineni arată că în Brașov sunt în jur de 1300 de familii. Asta înseamnă la o medie, să spunem, generală de 2,3 persoane pe familie, ajungem undeva la peste 3.000 de persoane. Doar orașul Brașov ne raportăm și la zona metropolitană, pentru că centrul Catia servisează și zona metropolitană. Centrul de la Catia asigură servicii complexe pentru cei care s-au refugiat din Ucraina, de la cazare și masă, la servicii de educație și îngrijire pentru copii și orice îi poate ajuta să se integreze în comunitatea noastră. Interviu pentru acordarea unui scor de vulnerabilități pe baza căruia se dă un ajutor financiar de Înaltul Comisariat pentru Refugiați, servicii de asistență psihologică, educație non-formală, socializare, toată partea de integrare, de la traduceri pentru accesarea serviciilor medicale până la suport în depunerea documentelor pe noul program guvernamental. În Brașov există mai bine de 370 de copii de vârstă școlară de la clasa 0 până la a 12-a, iar peste 1200 de persoane s-au înregistrat la AJOFM pentru a-și găsi un loc de muncă. Retrocedarea terenurilor bate pasul pe loc și la ora actuală în multe dintre localitățile județului Brașov. Nemulțumire există și în Zărnești, după cum spune chiar primarul orașului. Mai avem multe lucruri de făcut și eu personal nu sunt mulțumit de ritmul în care avansăm. Au fost și o serie de modificări în această procedură de avizare făcute de către cei de la OCPI, ANCPI București. Evident, Mai sunt multe lucruri de făcut, multe solicitări de multe terenuri de retrocedat. Primarul Alexandru Igrișan spune că va acorda o atenție deosebită acestor probleme care trenează, din păcate, de 30 de ani. Din păcate, situația aceasta este cumva una care trenează așa de 30 de ani. Și știu că există o nemulțumire vis-a-vis de acest aspect, dar aș vrea să fac astfel încât lucrurile să funcționeze mult mai bine vis-a-vis de acest subiect. Instituția prefectului verifică periodic activitatea comisiilor locale de fond funciar, iar unde este cazul, au fost aplicate și sancțiuni.
Vacanța artelor la muzeu i-a adus pe copii la întâlnirea cu Robi. Copiii care sunt încântați de programele Muzeului Casa Mureșenilor au participat miercuri la atelierul educațional Robi, robotul erou pentru prevenirea hărțuirii. Chiar cei mici au programat roboțelul Robi pentru a soluționa scenarii de bullying, folosind o platformă de joc. Robotul erou este conceput pentru a ajuta la prevenirea hărțuirii în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani. Prin joc, copiii vor învăța să coopereze și să facă față momentelor dificile care pot să apară în situațiile de hărțuire. Activitățile ludice oferă posibilitatea identificării emoțiilor, a posibilelor acțiuni sau soluții pentru situațiile dificile care pot apărea în aceste momente. Prin joc, copiii au învățat să coopereze și să facă față momentelor dificile care pot să apară în situațiile de hărțuire. Cel mai important este ca copiii să lucreze în echipă, astfel încât ulterior să dea o soluție pentru Robi. El se va deplasa cu ajutorul unei tablete care are instalată aplicația acestui robot. Copiii sunt convinși că oricine poate fi un hărțuitor, dar numai oamenii speciali pot fi drăguți cu ceilalți. Dacă spui vorbe urâte unui alt copil sau ești agresiv cu acesta, doar fiindcă presupui că acel copil este diferit, gândește-te că și tu ești diferit. A fi diferit nu este un motiv să hărțuiești sau să fii hărțuit. Și nu e deloc greu să fii drăguț, este suficient să eviți să fii nepoliticos, jignitor sau agresiv. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică, de exemplu, dacă ție nu-ți place să fii agresat, altuia, crezi că ar plăcea să fie agresat? Deci nu este bine să agresăm. Sper că este un comportament urât și după noi nu o să ne simțim bine. Atelierul a fost organizat de Muzeul Casa Mureșenilor în parteneriat cu Asociația Sinaptica. O altă surpriză frumoasă îi așteaptă pe copii săptămâna viitoare la Muzeul Memorial din Piața Sfatului. Miercuri 2 august de la ora 11 se va desfășura atelierul Vestimentația în secolul al XIX-lea, coordonat de muzeograful Marinela Barna. Puteți ajunge la Vama de la Munte cu autobuzele RATBV. Transportatorul public al Brașovului anunță că la solicitarea primăriei Comuna Vama Buzăului va suplimenta în zilele de sâmbătă 29 iulie și duminică 30 iulie numărul de curse pe traseul metropolitan cu indicativul 540. Solicitarea este motivată de faptul că la sfârșitul acestei săptămâni se va desfășura în Comuna Brașoveană festivalul Vama de la Munte. În cele două zile de weekend, autobuzele de pe linia 540 vor circula conform orarelor, corespunzătoare unor zile lucrătoare, cu mențiunea că plecarea de la capătul de linie Vama de Sus, programată la ora 21.30, se va face o oră mai târziu, adică la 22.30. Mai exact, în zilele de 29 și 30 iulie veți putea opta pentru următoarele plecări. Din capătul de linie Căprioara din Brașov, la 4, 7.40, 13.35, 16 și 19 minute și 20. Iar din capătul de linie Vama de Sus, din Vama Buzăului, la 5 și 20, 9 și 10, 15, 17.40 și 22.30. Jurnalele RTT.